Slăvit să fie Domnul! Voi invit respectuos să ne ridicăm picioare. Vom citi în această dimineață un cuvânt care îl găsim în Cartea Luca, capitolul 17. Vom citi întreg contextul în care uh, se găsește versetul din care voi predica. În această dimineață voi predica dintr-un singur verset. Dar ca să fie înțeles, e mai bine să citim întreg contextul în care este așezat acest verset. Așa că vom citi vom cite de la versetul 22 până la versetul 33. <coughs> Fariseii și a zis ucenicilor: Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noie se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului. Mâncau, beau, sensurau, și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie. Și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, veiau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a pluat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevastă lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Amin. Vă rog frumos! Să reocupați locurile. Aș Vrea înainte de a intra mesajul de astăzi, cred că este subiect uh, actual, uh, un subiect, deși din anumite circumstanțe, poate să o de unii mai dur. Uh, este un mesaj de avertizare, de atenționare. Rugăm pe Dumnezeu să ne dea atât cât avem nevoie. Am citit să spunem așa, întreg sau parte din uh, contextul în care se găsește versetul pe care pe noi ne interesează în această dimineață. Versetul care ne interesează în mod special în această dimineață este versetul 32, care spune așa, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nu găsim în scriptură avertismente mai serioase sau mai dure, sau cel puțin în Noul Testament, în Vechiul, găsim multe, găsim prorocii care la un moment dat au atenționări, amenințări chiar câteodată. Dar în Noul Testament nu găsim un, arvert, un avertisment, o atenționare mai serioasă sau mai dură ca aceasta. Afirmația Domnului Isus Hristos. Nevasta lui Lot, pentru, eu cred că o cunoaștem toți, am învățat la școala duminicală pentru cei ce nu cunoaștem, este o femeie care nu îi se scrie numele în scriptură, o găsim atât sub intitularea nevestea, nevasta sau soția lui Lot. O femeie care a avut parte de anumite lucruri, n-a ascultat de planul de salvare pe care Dumnezeu l-a avut pentru ea și Dintr-o dată, pe loc, femeia aceasta, respingând salvarea lui Dumnezeu, s-a transformat într-un stâlp de sare. Și așa a rămas pentru totdeauna. De ce este atât de serios acest avertisment? Este serios numai dacă ne uităm la persoana care ne este adusă în atenția noastră. Dacă Domnul Iisus Hristos, vorbind ucenicilor despre subiectul acesta important, a doua venire, ar fi adus în atenția lor eroii credinței. Și acolo avem o listă în Evrei 11 cu atâția oameni frumoși și ei sunt pe paginile Sfinte Scripturi, oameni cu care Dumnezeu s-a lăudat, Iov de altă dată, Avram, Isaac, Iacov. Este serios pentru că el alege să pună în atenția noastră sau în atenția auditorului de atunci o femeie care și-a pierdut sufletul. Este serios acest argument și această avertizare când ne gândim la subiectul care este tratat în contextul care l-am citit. Domnul Iisus Hristos vorbește despre a doua sa venire și vrea să atragă atenția bisericii, auditorului de atunci că punându-o pe femeia aceasta în atenția lor că unii vor fi luați pe nepregătite, că nu vor fi găsiți pregătiți pentru ziua aceea. Este un avertiment serios când ne gândim la persoana care îl face. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos care a spus că nu va frânge trestia nu va, nu va rupe fitilul care fumegă, nu-l va, nu va stinge. Iisus acela care a plâns pentru Ierusalim. Iisus acela care, când era răstignit pe cruce, a spus, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. acest Iisus plin de dragoste și iubire aduce în atenția ucenicilor acest mesaj. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Este un avertiment serios și important când ne gândim la oamenii care le-a fost prezentat prima dată. Dacă ne uităm un pic mai sus, el a avut o discuție cu fariseii, cu cărturare și apoi zice și a zis ucenicilor. Acest prim mesaj care a fost transmis a fost transmis nu cărturarilor și fariseilor care urau pe Domnul Isus Hristos, ci acest mesaj dur, serios, a fost transmis ucenicilor pe care îi iubeau, lui Iacov, lui Ioan, lui Petru și celor care erau acolo. Isus Hristos a găsit potrivit că e important, vorbind de lucrurile care au, ar, ar avea să se întâmple de-a doua venire, că e important să fie atenționați. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Este serios sau este important acest lucru când ne gândim la modul cum a fost exprimat acest adevăr. Vedeți, Domnul Iisus Hristos nu face o prelegere, așa cum am spus, a oamenilor mari a Scripturii și nici măcar nu vine să spună să nu urmați, să nu imitați, să nu fiți ca această femeie. El aduce într-un mod interesant această avertizare și spune, aduceți-vă aminte. Adică, lasă cumva ideea că am putea uita acest episod că ar fi posibilitatea să-l lăsăm undeva în urmă, să fim lui de interes, pentru că a fost totuși un moment când un suflet s-a pierdut. El, Domnul Isus Hristos, ne îndeamnă să păstrăm viu în mintea noastră acest aspect. O femeie care a fost pusă pe calea sălvării și totuși și-a pierdut sufletul. Aș vrea în acest mesaj, în această dimineață, să vorbim și să-l împărțim în trei părți mari. Nu știu dacă timpul ne va ajuta, dacă nu, vă încercați să comprim mesajul. Vom vorbi despre trei lucruri mari, pentru că m-a interesat foarte mult de ce Domnul Iisus Hristos, atunci când vorbește de Venirea Lui, punctualizează într-un mod clar femeia aceasta. Și am încercat să mă uit în Scriptură să văd care sunt lucrurile ce au. Caracterizat viața acestei femei, cine a fost ea în realitate. Și am împărțit mesajul din dimineața aceasta în trei părți mari. Și în prima parte vom vorbi de privilegiile care femeia asta le-a avut în timpul vieții când a trăit pe pământ. În a doua parte vom vorbi despre femeia aceasta de păcatul pe care l-a săvârșit ea. Și în al treilea rând, adică în ultimul rând, vom vorbi despre judecata lui Dumnezeu față de o astfel de persoană. Pentru că asta ne relatează Scriptura cu privire la soția lui Lot. Care au fost privilegiile pe care le-a avut această femeie? La prima, să spunem așa, asta de poate au fost puține. Că doar Scriptura vorbește puține. Eu am găsit mai multe. Biblia spune în 2 Petru 2 cu 7 că femeia aceasta a avut un bărbat credincios și că îți chinuia sufletul lui neprigănit în cetatea, în locul acela unde Dumnezeu i-a așezat. Prevemea aceea, cuvântul lui Dumnezeu nu era așa răspândit cum e astăzi. Nu era scriptura, nici, nu era nici măcar legea lui Molti, era doar pentru puțin. Dumnezeu a făcut o chemare lui Avram și a spus, i-a făcut o făgăduință, îți voi da o țară, îți voi da un loc, voi face din tine tatăl tuturor credincioșilor și ca atare chemarea aceasta era cunoscută de familia lui Avram și toți cei care erau în jurul lor și oamenilor care au ajuns să povestească despre această mare chemare care Dumnezeu a făcut o lui Avram Avram acesta părintele tuturor credincioșilor era uncul ei nu știu câți oameni erau la ora respectivă pe pământ. Dar din toți oamenii aceia, femeia aceasta a avut un privilegiu enorm să aibă ca unchi, să aibă în familia ei o persoană pe care Dumnezeu l-a chemat în mod special ca să marcheze istoria întregii omeniri. Pentru că noi astăzi suntem și noi binecuvântați prin Isus în Avram. Slăvit să fie Domnul! Cu siguranță știa promisiunile care Dumnezeu le făcuse lui Avram. Pentru că Lot, când Avram a ieșit din casa tatălui lui, a ieșit din Ur, apoi din Haran, și ea s-a îndreptat împreună cu soțul ei, împreună cu am și a spus, vrem și noi țara aceea promisă. Vrem și noi lucrurile acelea frumoase. A cunoscut viața de rugăciune a lui Avram. Și poate și a lui Lot. Nu avem detalii cu privire la lucrul acesta. Avram e un om deosebit. Dacă ne uităm chiar pe primele pagine ale Scripturii în Genesa, peste tot ne găsești, chiar ar vrea să vă întreb, prin ce se evidențiază el? Prin ce să-i în evidență? Omul ăsta, un se duce, zidește câte un altar. Cheamă numele lui Dumnezeu, are bucurie. Noi de multe ori zicem, mă, ai, a fost la binecuvântare, seara hai la restaurant să mâncăm împreună. E bun, slavă Domnului, am fost și noi. Sau mi-a luat mașină, avem noi vorba, bă, a luat mașină, mă, dar nu, Avram nu avea obiceiurile astea. Avram de fiecare dată când avea o biruință, el zidea un altar, chema numele lui Dumnezeu acolo. Femeia aceasta a avut în fața ei acest privilegiu, a cunoscut un om care se raporta la Dumnezeu. În momentele grele din viața ei, E de ajuns să ne gândim la un episod înainte de episodul cu, să spunem așa, cu nimicirea, când Lot a fost luat în, au fost luat ca prins de război el și toate bogățiile lui. Femeia aceasta a văzut prin Avram, Dumnezeu l-a folosit pe Avram atunci să-i elibereze pe Lot și pe toți cei care au fost duși și să fie adus înapoi acasă împreună cu bogățiile lor. Și femeia aceasta a avut experiențe cu Dumnezeu, a știut că există un Dumnezeu care se implică în viața reală de zi cu zi. Asta e un mare privilegiu. Gândiți-vă că n-ați trecut prin încercări, că n-a fost boală, că n-a fost atâtea lucruri care s-au întâmplat, poate financiar, poate emoțional, poate stări de depresie, poate anumite lucruri. Mâna lui Dumnezeu s-a îndreptat asupra noastră. Și asta e un mare privilegiu. A avut parte femeia aceasta de avertizări. Când spun lucrul acesta, mă gândesc la Ninive. Dumnezeu îi dă un mesaj prorocului Iona, slujitorul lui, și spune, te duci la Ninive și spui mesajul clar. Iona ce face? Ia cealaltă direcție, se duce la tart, pentru că Iona știa un adevăr. Dacă oamenii ăia aud avertizarea, aud înștiințarea, eu iurăs pe oamenii ăia, nu îi le pot predica cu dragoste, cu iubire. Zice, dar dacă aud de aia să pocăiesc. Femeia aceasta a avut și ea parte de înștiințări. A avut parte de avertizări din partea îngerilor într-un mod direct. Un alt privilegiu enorm care l-a avut femeia aceasta a descoperit planul salvării. Așa cum spuneam prin înștiințarea îngerilor. A beneficiat într-un mod direct de mijlocirea lui Avram. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura? Zice, pot eu să ascund de prietenul meu, Avram, ce am să fac? Și atunci Avram, într-un mod, apropo aici, de grupul de mijlocire, Dumnezeu să-i cuvinte de să se pună uh, între Dumnezeu și cauzele care sunt, uh, de multe ori, sigur, aici a trebuit să deschidem un capitol întreg, prietenia, să spună Dumnezeu grupul de mijlocire la noi din Emanuel, prietenii de la Emanuel, să ascund eu de ei am să fac cu privire la vremurile care le trăim și să ne împărtășească Dumnezeu planurile Lui ca să putem mijloci cu direcție, cu țintă după planurile Lui Dumnezeu. Și Avram, într-un mod special, a plecat de la un număr mare de persoane și a ajuns la un număr mic. Femeia aceasta a beneficiat de această mijlocire a Lui Avram, omul care a știut să stea înaintea Lui Dumnezeu. A beneficiat de implicarea îngerilor într-un mod direct, dacă ne uităm în Geneza 19, zice la un moment dat despre Lot și soția lui, fetele lui Lot, zice fiind că zăbovia. Și a fost o luptă în a ieși, în a pune în aplicare planul lui Dumnezeu, în a accepta salvarea, spune la un moment dat de îngeri că a luat de mână pe Lot și pe soția lui i-a scos afară, adică când ei n-au mai putut, când ei n-au fost în stare să iau o decizie pentru viața lor și erau acolo între Ciocan și Nicovală, se uitau pe de-o parte la tot ce au agonisit, relații, familie, bogății. Pe de-o parte, Lot se uita la Dumnezeu și spunea, eu îl cunosc pe Dumnezeu, știu că Avram când zidea altare, Dumnezeu se prezenta, venea și îl vizita cu Dumnezeu, nu se, poate, nu se poate juca și spune totuși că ei nu au fost în stare să iau o hotărâre singură și atunci au beneficiat de această implicare a Îngerului Dumnezeu într-un mod direct. De câte ori și noi la adunare sunt ser, nu de fegată, dimineți, când Dumnezeu le pregătește pentru noi. Și avem poate o anumită stare, oare asta stare păcătoasă, vinovată, ori anumite necazuri. Și fac frați o chemare aici în față. Nu e așa că e atât de greu. Zice, cum să iese în față să roage frații pentru mine? Băi mă văd tot cine știe ce, ce e o luptă. Femeia aceasta a avut acest privilegiu. Ea a fost ajutată, a fost luată de mână. Și apoi un ultimul lucru, un ultimul privilegiu care femeia aceasta a avut și e un mare privilegiu. La un moment dat porunca lui Dumnezeu a fost clară pentru ei și a spus ieșiți repede din cetate și fugi unde? La munte. La un moment dat, Lot și-a dat seama de lucrul acesta și zice, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, tu care ești bun, care ești îndurător, nu pot să ajung acolo, nu am timp, mă va nimici. Uite cetatea aceasta care este aproape, o cetate micuță care i s-a dat numele Țuar și spune, îngăduie să ajung acolo. Și femeia aceasta s-a bucurat, să spunem așa, de această ultimă îngăduință din partea lui Dumnezeu și a spus, ok. Muntele departe. Și pentru că voi nu sunteți, mai sunteți obișnuiți să alergați, pentru că v-ați făcut o viață statică, pentru că n-ați mai slujit, n-ați mai alergat, n-ați mai zidit altare, dar pentru că cineva a mijloci pentru voi, pentru că uh, vreau să vă scap viața, e cetatea aceasta aici. Avem vrea în aceste momente să ne facem o. dar sincer, așa, nu. Fiecare în dreptul lui. Să luăm. Anii care au trecut, și aici nu mă refer doar la Emanuel, Emanuel avem doar un an de zile de când suntem aici, anii de când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Bisericile la care am umblat, acolo unde am fost, câte privilegii ne-a dat nouă Domnul? Câte lucruri, câte instrumente ale harului au fost puse la dispoziția noastră să ne putem folosi de ele. Mă gândeam acum aici, în adunare, lucrarea cu copii, ce harie să stai în adunare, să asculți cuvântul Dumnezeu, să te poți ruga și copiii acolo, nu să ia cineva să le dea uh, snacks și să-i pună la desene animate, ci să-i învețe de cuvântul lui Dumnezeu. E un privilegiu, fraților, acesta. Mă gândeam să ai un grup de oameni care iubesc rugăciunea, biserică. Și când ai o cauză să poți să spui, frate Petru, frate Vasilea Marie, avem o cauză, spune la frați care sunteți acolo, rugați-vă pentru noi, trec prin situația aceasta, e un privilegiul acesta. Mă gândeam anul acesta la câtă hrană ne-a dat Dumnezeu din Cuvânt, de aici, din Scriptură, prin frații de la noi, prin invitații care au fost din altă parte și am plecat de fiecare dată din locul acesta acum să tui. Poate nu de fiecare dată ne-a ridicat la înălțimea așteptărilor unora, dar s-a încercat de fiecare dată să aducă un mesaj clar, curat, din partea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este un mare privilegiu. Mă gândeam la o lucrare care s-a început de puțin timp și, da, scârții îi e, e de lucrat acolo. Consilierea pastorală. Adică au fost oameni care au venit, oameni care. Și mă gândeam, mă, ce har? ca o dată pe săptămână, două ore, două ore jumate, o oră jumate, în funcție de cum e, după atâta muncă, după atâta alergare, niște frați, slujitori, să stea aici la birou și spună, bă, fraților, surorilor, dacă aveți necazuri, dacă aveți anumite lucruri care vă putem ajuta, vă așteptăm aici să facem o rugăciune împreună, să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, să dăm un sfat după Cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu este acesta un mare privilegiu? Mă gândeam să vii la adunare, de multe ori am intrat aici în locul acesta a bătut, Aproape la pământ. Și s-au ridicat frații, că au fost grupul de laudă, Emanuel, care, cei care slujesc la fiecare program, că au fost grupul de tineri, că au fost surorile care cântă de obicei. Așa Dumnezeu s-a coborât prin Duhul Sfânt în inimile noastre și ne-a ridicat. Ne-a dat credință, ne-a dat nădejde și am plecat din locul acesta zburând. Și am intrat într-o săptămână iar din nou, cu bucurie, cu încredere. Oare nu este lucrul acesta un privilegiu mare? De multe ori eram acolo pe scaun și în timp ce se cântam, mă uitam în jurul meu și spune, oare mai sunt aici jos? Un moment deosebit înaintea lui Dumnezeu, în laudă, în închinare. Și aici lista ar putea continua, exemplele ar putea abunda. De câte privilegii avem noi în timpul care trăim? Dacă ar fi să nu mai vorbim noi ca biserică, să ne uităm câte resurse avem astăzi Scriptura în atâtea traduceri, sute de traduceri, limbi, acum chiar dacă nu știm prea multe limbi, avem sistemele astea de traducere, așezăm acolo și ne putem uita în engleză, ne putem uita în italiană, ne putem uita în greacă. Atâtea resurse avem, atâtea privilegii, atâtea binecuvântări. Cu toate acestea, Cu toate aceste privilegii ce efect au avut acestea asupra inimii lui Lot? Răspunsul este clar. Nici unul. Atâtea privilegii. Atâtea privilegii. în ciuda oportunităților și a mijloacele harului aflate la dispoziția ei, în ciuda tuturor avertismentelor speciale și a mesajelor din cer, ea a trăit și a murit fără har. Nepocăită, necredincioasă și păgână. Ochii ei n-au fost deschiși niciodată, conștiința ei n-a fost niciodată luminată de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. simțemintele și dorințele ei n-au fost niciodată îndreptate spre adevăr. Spre lucrurile de sus, ci spre lucrurile acelei lumi. Religia formală pe care a adoptat-o a fost doar una de fațadă, nu una din inimă. Lumea se afla în centrul inimii ei, iar inima ei era în lume. Ea a trăit în această stare și în această stare a și murit. Deci, învățăm în această dimineață că suma multor privilegii de care noi avem parte nu poate mântui sufletul nimănui am putea să avem parte de avantaje spirituale, așa cum spuneam se predică extraordinar se cântă în anălțime frați proroci, oameni care atunci când se roagă pentru noi fug, fuge cel rău și suntem eliberați am putea să ne bucurăm de multe mijloace ale Harului atenție, ele nu sunt rele ne bucurăm și le pretuim Mare problemă când încercăm ca aceste mijloace ale Harului să le punem în locul lui Hristos. De multe ori venim la adunare, venim în casa lui Dumnezeu. Stăm aici doar consumând și însușindu-ne unele avantaje. Dar nu ne lăsăm pătrunși de puterea Duhului Sfânt într-o dimensiune a inimii. Acolo unde are acces doar El. În rugăm pe Dumnezeu în această dimineață, Doamne, învață-ne să nu trăim ca soția lui Lot Aduceți-vă aminte de soția lui Lot O femeie care s-a bucurat de multe lucruri, de multe privilegii. Dacă ar fi să ne gândim doar la Ioab, care a fost capitan, capitanul lui David, peste tot soldații, Gehaz, care a fost slujitorul Elisei, Dima, care a fost însoțitorul lui Pavel, să stai la picioarele lui Pavel, de multe ori când citim prin romani, ne încurcăm, nu înțelegem, spune, stai un pic, mai, mai o dată că nu pricep. Și atâtea dezbate la cuvintele frumoase care Pavel ne-a transmis nouă. Iuda Iscarioteanul. Ales chiar de Domnul Isus Hristos. Și Lot care a avut o soție necredincioasă și lumească, toți au murit în păcatele lor. Mă gândeam că ei au plecat, au murit, nu mai sunt astăzi printre noi. În schimb, deși, ca morți, ei încă astăzi ne vorbesc. Și ne spun, ne, ne spun un singur mesaj, ne-l transmit în această dimineață într-un mod clar și deschis. Că păcatul are consecințe, că e un timp al pocăinței e un timp ar întoarce spre Dumnezeu. Și că viața aceasta, chiar dintr-o dată, se poate termina. Haide să nu ne bizuim pe tot ce a lăsat Dumnezeu lângă noi, resurse, privilegii, bogățiile acestea ale Harului și să ne punem în această dimineață din toată inima încrederea în Domnul Isus Hristos, care într-o zi la Calvar a murit pentru mine, a murit pentru tine și vrea în această dimineață să dezvolte o relație personală și directă cu tine. Haideți să ne uităm un pic, așa cum am spus în a doua parte, la păcatul care l-a comis sau păcatul care l-a făcut această femeie. Ce spuneți? A avut păcate mare, a avut păcate grave. Cum noi le catalogăm, le punem pe... Biblia nu ne dă detalii cu privire la felul de păcate pe care el a, ea le-a făcut în lucrurile probabil care în perioada când a fost în Sodoma, în Gomora, și-au desfășurat viața, nu ne dă detalii cu privire la În schimb, ne așează în mintea noastră un verset foarte clar, foarte clar. În Geneza 19, versetul 26 spune așa, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. M-am uitat în italiană, în anumite traduceri spune la molie de Lot si volse a guardare indietro. Adică s-a întors să se uite înapoi. Cornilescu subliniază doar acest lucru mic. S-a uitat înapoi. Poate la prima privire poate fi un lucru atât de mărunt. Și să ne gândim, zic, Doamne, dar chiar pentru o privire, chiar doar numai pentru că s-a uitat înapoi, această întoarcere, această privire a acestei femei pare privi un lucru, poate fi un lucru mărunt, dar a dezvăluit adevăratul caracter al soției lui Lot. Lucrurile mici pot adesea arăta starea de spirit a unui om mai bine decât cele mari iar simptomele miți sunt adesea semnul unor bori incurabile și fatale. Dacă ar fi să ne gândim la Eva, zice, a mâncat dintr-un fruct. Asta a fost un lucru banal, parcă mic, dar lucrul acesta a descoperit toată goliciunea ei și a ieșuat făcând o păcătoasă. Pentru noi care suntem în șantier, dacă vedem o crăpătură pe o boltă, mai ales când am lucrat la acuila, la terremoto, erau boltele acele frumoase făcute din cărămizi. Și dacă vezi o crăpătură pe o boltă, la cine structuri? îți înseamnă o mică crăpătură. Îți dai seama că tu nu ai problemă cu ea acolo, dar acel lucru mic îți dai seama că tu poți avea o problemă de fundație, de temelie. Și ar trebui să uh, faci cercetări. Un lucru mic care a scos în evidență de fapt un lucru mare, o privire. în Înapoi, care a pus în evidență într-un mod clar caracterul acestei femei. O mică tusă. Mi-aduc aminte, sunt unele persoane care au trecut astăzi, nu mai sunt și au descoperit bolile de cancer, după care au murit de la, zice, mod durere, m-am întins undeva și am simțit. Și apoi când m-am dus, am descoperit că acolo s-ascundea ceva mult mai grav. Privirea păcătoasă sau vinovată a unui bărbat asupra unei femei. Și dacă ne uităm în Matei 5 cu 28, Domnul Iisus Hristos este categoric, clar, doar o simplă privire. Descoperă ce există și cine este un om, într-un anumit fel anume. Această privire a fost un lucru mărunt dar a evidențiat un lucru important. Nesupunerea și neascultarea acestei femei. Porunca fusese una clară. Să fugi la munte. În 1 Samuel 5, 15, 22, 23, ne spune clar că ascultarea este mai bună decât gerfa. Fraților, sunt de multe ori în știință la noi în biserică și aud atâtea comentarii. Unii își dau cu părerea, e bine că o zis domnul aia, e bine că nu o domnul cealaltă, bă, ar, altfel ar fi trebuit să facă lucrurile. Suntem chemați ca muritori, ca oameni, când nu avem claritate în privința anumitor lucruri, să ascultăm de domnul. Și atunci când nu înțelegem planul lui suveran de a lucra, să spunem doar atât, Doamne, mintea mea înțelege atât, dar eu mă încred în Tine, pentru că ce ai stabilit Tu pentru mine e perfect. În spatele acestei mici priviri, la femeia aceasta se, ascund, se ascundea o profundă neascultare de planul lui Dumnezeu, pe care mai târziu a costat-o viața. În spatele acestei mici priviri se ascundea o mare îndoială. O mare îndoială. Probabil se gândeau: Dar chiar va nimic, ce Dumnezeu, Sodoma? Chiar va veni focul! Haideți să ne facem o analiză. Noi, care l-am cunoscut pe Domnul, care am primit viața veșnică în dar, care am făcut legământ în apa botezului. Vorbim despre vremuri, trăim vremuri când auzim atâtea războaie, atâtea lucruri și simțim că venirea Domnului mai aproape. Asta să te întreb tu în inima ta în această dimineață, aici în Emanuel. Te mai gândești că Domnul vine? Că poate veni la noapte? Mai înăzuința aceea? Femeia aceasta se gândea, dar oare chiar nimicește Dumnezeu Sodoma? Și îndoiala i-a cuprins inima. De câte ori nu venim la adunare și spunem, a, oh, dar au trecut ani. Generații, o zis frații că o să vină, o să mai treacă 3000 de ani. Oare chiar așa? Trebuie să credem că Isus Hristos va veni. Evrei 11 cu 6 spune într-un mod clar că și fără credință iese cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Doamne ajută să dăm la o parte orice îndoială, orice lucru mărunt, orice lucru care este în inima noastră. Această mică privire acestei femei a scos în evidență într-un mod atât de clar dragostea care ea o avea pentru lumea de atunci. Și unul din lucrurile care Domnul Isus Hristos ne aduce în atenția noastră, femeia aceasta, cred că ar vrea în această dimineață să învățăm lucrul acesta să ne rămână în inimă. Ea o avea o dragoste secretă pentru lumea de atunci, pentru bogățiile, poate pentru plăcerile de o clipie a acelei vremi. Ea pășise în afară cu trupul din acea cetate, dar inima ei rămăsese în urmă. Ați văzut, avem busola la ceas sau busola când mergem la munte. Așa cum de fiecare dată săgeată, ce arată? Nordul. Așa arăta inima acestei femei cu privirea spre ceea ce iubea. Și o singură sau o măruntă privire i-a fost fatală. Pentru că Iacov 4 cu 4 spune că Pretenia lumii este vrășmășie cu cine? Cu Dumnezeu. Acum ea rămâne undeva în urmă. Este adusă în atenția noastră astăzi prin textul care ni s-a prezentat. Suntem chemați să ne facem o analiză în această zi, în această dimineață, să ne întrebăm cât din lume, din plăcerile pe care le avem, pe care timpul în care Dumnezeu ne-a așezat, le-a pus în mijlocul nostru, cât fac parte din viața noastră. Doamne ajută-ne să dăm o dreaptă măsură lucrurilor pe care ne le-ai încredințat și să-ți dăm inima noastră în totalitate ție. Amin. Amin. Noi am trecut de puțină vreme, sau poate a trecut deja ceva timp, dar mie mi se pare că a fost ieri, epidemia COVID-ul. Vă mai aduceți aminte? Și dacă ne uităm în istorie, fiecare generație, fiecare epocă a avut parte de un anumit fel. Unii de războaie, unii de epidemii. Însă dacă aș putea să spun ceva în această dimineață că ceea ce trăim astăzi este ca o epidemie. Ca o boală care se răspândește atât de ușor, atât de sensibil, fără să-ți dai seama. Trece de la unul la altul. ce l-am văzut și pe Andrei că a făcut asta. L-am văzut și pe Daniel. A, merge. Păi, bă, nici el nu a fost o zi la adunare, mă. Eu nu vin trei. Au pus frații să, să pună zile cu post. Mă uitam, nu vreau să greșesc, 70, probabil, ceva mai bine de persoane, din 170. Eu nu sunt aici să judec pe nimeni Nu am în atenția mea pe cineva anume Sunt doar aici să aduc un cuvânt Care să ne trezească la viață Din 170 de oameni Doar 70 de persoane la post Pentru că epidemia pe care o trăim noi Este dragostea de lume De comoditate Lipsa de responsabilități Pe păi cum să nu postez două săptămâni O zi pe săptămână Să nu mă unesc cu frații în Hristos să rugăm pe Dumnezeu să dea biruință asupra planurilor care diavolul are cu privire la noi. Doamne, fă ca în această ceată să includă toată biserica. Amin! Mi-ar Mi place să strig din răsputere în această zi. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Dar nu e o chestie de decibeli. Nu e chestie de cât țigăm, strigăm noi de tare sau de puțin. Îl rog pe Dumnezeu ca acest mesaj să-l așeze astăzi în inima noastră. Mă uitam la această femeie, care nu avem detalii dacă era o criminală, o adulteră, o hoață, dar ce știm clar despre ea? E că a profesat o religie. Și a privit înapoi, pentru că iubea lumea în care a trăit. Avem în bisericile noastre, aici, la Emanuel, la noi, în biserica noastră, oameni care sunt inatacabili din punct de vedere a imoralității, a infidelității, adică sunt ok. S-au păzit de păcate mari. Și e bine. Dar totuși, unii au sădit în inimile lor lumea în care trăim. Venim la adunare și ne bucurăm de resurse. Ne bucurăm de privilegii. Unii au un început bun. îi vezi din apa botezului, pleacă cu a cincea. Și apoi te uiți în ani. Când nu-i vezi la adunare, la slujire, nici nu vorbim. La dăruit. Ce, frate? Într-o zi, apropo de asta, nici nu m-am gândit să o zic, dar face parte. Face parte. Că vorbim de valori. Vorbim despre une în inima noastră. M-am dus un pic, pentru că se apropie anul, mai sunt două luni și mai trebuie să strângem încă destul de mult bănișori. Și mă așa zic, Doamne, hai să văd că nu, până acum nu chiar nu m-a interesat, nu m-am uitat la niciun, vă cât a dat unul, cât a dat altul. Slavă Domnului, fiecare că Dumnezeu îi pune pe inimă. Și am dus așa, dădeam acolo. Am plecat acolo cu un gust destul de amar. Nu pentru faptul că gândindu-mă la unii oameni, nu. Împărtășeam și cu frații în timp ce aveam, am post în asta. Nu mă preocupă pentru că unii oameni nu dau bani. Mă preocupă la oamenii care nu dau bani pentru că inima lor nu e aici. Inima lor nu bate împreună cu cea noastră, cu cea a planului Dumnezeu care l-a pregătit pentru noi, bate în altă parte. Îl rugăm pe Dumnezeu în această dimineață să ne sensibilizeze și din punctul acesta de vedere. Timpul a trecut, vreau să mă apropii de ultimul lucru, ultimul, deși e un subiect destul de delicat mă uitam la noi chiar în biserică în ultima perioadă și e un har ăsta, e tot un instrument al harului. S-a vorbit mult de harul lui Dumnezeu, de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce, adevăruri esențiale, fundamentale, pentru care noi nu putem trăi fără ele. Adică, dacă ar fi să fac un reasunto și la textul care s-a citit și la mesajul care a fost până acum, e că la harul pe care ni l-a dat Domnul Iisus Hristos nu mai putem adăuga nimic. El a făcut totul pentru noi. Dar va veni o zi când totuși ni se va cere socoteală pentru privilegiile acestea, pentru harul ăsta care ne-a fost dat. Și exemplul cel mai crud pe care parcă scriptura l-are sau unul dintre cele mai crude, Domnul Iisus Hristos îl aduce în fața ucenicilor, ca apoi mai târziu prin cuvântul lui să ajungă în fața bisericii. Adică ce vreau să spun? îmi place și mă bucur de fiecare dată când exaltăm dragostea lui Dumnezeu, puterea Harului. Și spunem, Domnul Iisus Hristos a venit să mântuiască tot ce era pierdut și credem în asta din toată inima și spunem, slăvit să fie Domnul! Că pentru asta a murit Hristos! Dar e tot atât de cinstit, tot atât de curat și tot atât de adevărat să spunem că acest Dumnezeu al dragostei, al iubirii, a sacrificiului care a dat tot. Este și un Dumnezeu, un foc mistuitor. Și spunea cineva: Am putea să privim pe Dumnezeu ca să înțelegem un pic natura lui care a un ban? Cu două părți. Pe o parte o anumită imagine a dragostei, a iubirii, a sacrificiului, a faptului că a dat tot și pe partea cealaltă. Un Dumnezeu gelos, un Dumnezeu mânios pentru noi. Un foc mistuitor! Toate aceste beneficii și privilegii care le-am le avut și le avem nu fac altceva decât să responsabilizeze ființa noastră pentru lucrurile care ne stau în față și mai ales pentru judecata care va veni. M-am uitat la câțiva oameni în scriptură, nu mai amintesc, fugitiv care au avut parte de har, de oameni, ar fi să ne gândim la faraon, care a văzut toate minunile, ieșirea poporului evreu din Egipt, peste două milioane și ceva de oameni, poate două milioane jumate, chiar mai bine, împreună cu copii, cu tot ce era acolo și Scriptura spune despre el că inima lui se împietrea. Și deși a avut un popor scos cu mână puternică pentru el, Mă gândeam la Core, Datan și Abiram. Să auzi pe Dumnezeu că vorbește pe muntele Sinai într-un mod direct. Să se zguduie muntele în adevăratul sens al cuvântului. Și totuși să poți să fii înghițit, să te răscoli împotriva planului Dumnezeu. Ofni și Finias, fii marelui preot, cu parte de har, cu lucrurile sfinte, dar într-un mod nesăbuit, nepăsător, și fățarnic. S-au folosit în vremea lor de lucrurile acelea și sfârșitul lor n-a fost unul bun. Saul care a trăit în lumina slujbei lui Samuel. S-a spus în Israel despre Samuel și știa Israel că în Israel e un proroc, un om al lui Dumnezeu. Mă uitam la omul ăsta când și-a terminat slujba sau când cel puțin poporul a vrut altceva și nu mai vrea pe el, a ieșit în fața poporului și spune să spune Israel acum. Dacă am nedreptățit, dacă am făcut un anumit lucru și nu s-a ridicat nicio acuzație. Acest Saul a trăit în această lumină. Ahav a fost avertizat de multe ori de cel bun dintre cei mai puternici proroci ai Bibliei, Ilie. Absalom a avut privilegiul să fie fiul unul din fiii lui David, un om frumos la chip. Dacă ne uităm și citim pe paginile Sfinte Scripturi cu înțelepciune, cu strategie, cu cunoștințe, cu oameni, nebucate în țară a avut parte la curtea lui de un profet ca Daniel, care a lăsat profeții care încă se mai împlinesc sau trebuie unele să se împlinească astăzi. Anania și Safira s-au alăturat unei dintre cele mai vii biserici care au existat pe fața pământului, biserica primară, biserica de la început, care a trăit cel mai înalt moment a ei. Iuda Iscariteanul, Iuda, făcea parte din ucenicii pe care i-a ales, Chiar Domnul Iisus Hristos. În ciuda acestui fapt, ei toți, soția lui Lot și toți cei ce trăiesc în ascultarea azi, au murit fără remediu și fără drept de apel. S-au dus într-o pedeapsă veșnică. Vreau să pun o întrebare bisericii, înainte să... -i... Mă apropii de încheiere. Biserica deloc, dar nu îmi răspunde. Asta e o chestie pentru personală. Noi mai credem, chiar mai credem că există iad. Copiii noștri trăiesc într-un timp. Noi, noi n-am făcut la școală, încă n-audeam de lucrurile astea, dar ei le aud. Discută între ei, zice, mă, Dumnezeu e atât de bun. Dumnezeu e dragoste că oricum la sfârșit, adică El ne dă așa posibilitate pe pământ să vadă pentru creșterea noastră, pentru să vedem cât bine putem face uh, aproape lui, uh, cât putem excela în lucrarea care nu e. Dar totuși, Dumnezeu la final uh, se va uita la jertfa Domnului Iisus Hristos, că a murit pentru noi și zice, vă mântui pe toți. Mi-aduc aminte, spunea uh, bunica lui fratelui Daniel, care a murit acum, nu e, a avut o vârstă destul de frumoasă, spunea, măi băiete, dacă greșesc să-mi spui, zice, păda, cu ce o, umple, ce o să umple Dumnezeu? Raiu! Nu, cu noi! Păi nu chiar așa de adevărată vorba asta. Exemplul acestei femei ne spune un lucru clar. E o vreme și un timp când Dumnezeu ne face o chemare în dragoste, în iubire și provocarea din această dimineață pentru toți care suntem aici nu să ne ascundem sau să ne spunem sub paravanul fricii pentru că există iad. Și vestea bună în această dimineață pentru fiecare dintre noi că încă suntem în viață. E adevărat, am ieșit din Sodoma, din Gomora, suntem pe drum. Mai e puțin până în cer, până când Dumnezeu ne va chema. Întrebarea din această dimineață se pune pentru mine și pentru tine. Tu vei ajunge în soar? Vei ajunge la locul care Isus l-a pregătit pentru tine? Sau te vei opri pe drum? uitându-ne în urmă pentru anumite plăceri, păcate, e vremea când să-L chemăm pe Dumnezeu. Și să venim din toată inima să spunem, Doamne, dacă cumva avem lucruri, dacă încă n-am avut o relație personală cu tine. Fraților, aici vreau să fiu foarte clar. Nu mă refer dacă a intrat în apa botezului. Nu mă refer dacă ai făcut legământ, dacă e scris pe registru la Emanuel, la Betel sau în altă parte. Nu la asta mă refer. Astăzi ești chemat să ai o relație personală cu Dumnezeu. Să te deschizi înaintea Lui și să-i spui, Doamne, eu sunt ăsta, până acum am trăit la umbra unor oameni. Am trăit la umbra fraților de rugăciune, la umbra slujitorilor. Am trăit lângă un soț credincios, dar eu n-am avut nicio treabă cu credința. s am trăit lângă o soție care îl cunoaște pe Domnul, dar eu le fac pe toate. Este vremea Harului. Este încă timp să ne pocăim. Și în această dimineață mesajul este acesta. Dumnezeu este Dumnezeu al îndurării, al dragostei, pentru oamenii care acceptă acest lucru, care îl cred și care îi dau voie să se ocupe de toate lucrurile vieții lui. Închei spunând așa, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Amin.